Toată săptămâna le-am spus că jocul nu existea dinainte. Nu există joc ușor și joc greu. Le-am spus că numai ei pot să-și facă jocul mai ușor. Din păcate, am tratat jocul superficial. Rezultatul s-a văzut. Echipă care nu mai răspunde la plazată, nu mai răspunde la comenzi, imuni, la tot. Crezi că numai banii sunt problema? Și problema banii, financiară. Și problema financiară contează, dar trebuie să aibă un pic și de respect față de ei și plăcere să joace. Înțeleg că au fost probleme până acum, dar până la urmă, dacă intri în teren, trebuie să joci, indiferent că ai bani sau nu ai bani. Am mai sperat să ținem acolo sus, până la sfârșitul turului. Din păcate, trebuie să începem un proiect nou, să mergem pe jucători tineri și jucători care vor să joace. Deci se înțeleg că vor fi ceva schimbări pentru ultimul meci al turului. Da. Mai mulți jucători de la junior, tineri. Da.